A 80-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția a fost martora unui moment istoric. Anul acesta, festivalul a adunat cele mai strălucite minți și talente din industria cinematografică globală, oferind o platformă pentru filme inovatoare și povești captivante. Filmul românesc Anul Nou care n-a fost a câștigat râvnitul premiul Leul de Aur. Această victorie remarcabilă a adus o recunoaștere internațională pentru echipa de producție și a subliniat importanța povestirii autentice în cinematografie. Această distincție prestigioasă marchează o realizare semnificativă pentru cinematografia românească. Este un moment de mândrie națională și o dovadă a talentului și dedicării cineaștilor români. Sărbătorirea a fost plină de emoție și bucurie, reflectând efortul colectiv al tuturor celor implicați. Povestea emoționantă și imaginile puternice ale filmului au captivat atât publicul cât și criticii. Filmul explorează teme universale de speranță și pierdere, reușind să atingă coarda sensibilă a fiecărui spectator. Scenele sale vizuale impresionante au fost lăudate pentru profunzimea și frumusețea lor artistică. Juriul festivalului, condus de renumitul cineast Damien Chazelle, a lăudat meritul artistic și temele actuale ale filmului. Chazelle, cunoscut pentru filmele sale inovatoare, a subliniat importanța aducerii în prim plan a unor povești relevante și bine realizate. Criticii de film au discutat îndelung despre impactul cultural și emoțional al filmului, evidențiind contribuția semnificativă la peisajul cinematografic contemporan. Anul nou care n-a fost ne poartă în Bucureștiul din ultimele zile ale anului imunându-se opisii nouă. România se află în pragul revoluției. Filmul împletește cu măiestrie viețile unor oameni obișnuiți. Speranțele și visele lor se ciocnesc de realitățile brutale ale regimului opresiv al lui Nicolae Ceaușescu. Un grup de prieteni se trezesc prinși într-un vârtej al evenimentelor. Ei navighează prin iubire, trădare și rezistență, în umbra securității. La cârma acestui triumf cinematografic se află regizorul Andrei Petrescu, cunoscut pentru lucrările sale anterioare care explorează teme precum injustiția socială și tulburările politice. Petrescu, un maestru al detaliilor, a reușit să creeze o atmosferă unică în fiecare dintre filmele sale, capturând esența momentelor istorice și a emoțiilor umane. În Anul Nou care n-a fost, el își depășește limitele, aducând pe ecran o poveste complexă și profundă, care rezonează cu publicul din întreaga lume. Povestea captivantă a lui Petrescu este adusă la viață de o distribuție remarcabilă. Fiecare actor a fost ales cu grijă pentru a se potrivi perfect cu personajele lor, aducând autenticitate și profunzime fiecărei scene. Colaborarea dintre regizor și actori a fost esențială pentru succesul filmului, iar dedicarea lor se reflectă în fiecare cadru. În fruntea acesteia se află Ana Maria Marinca, celebrată pentru interpretarea sa din 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Marinca, o actriță de o versatilitate extraordinară, aduce o intensitate și o vulnerabilitate unică rolului său. Ea a fost lăudată de critici pentru capacitatea sa de a transmite emoții complexe și de a crea personaje memorabile. Portretizarea ei plină de nuanțe a unei femei care se luptă cu dragostea și loialitatea într-o perioadă de upheavals este captivantă. Marinca reușește să surprindă conflictele interioare ale personajului său cu o subtilitate și o profunzime rar întâlnite. Fiecare gest, fiecare privire, contribuie la crearea unei performanțe care rămâne în memoria spectatorilor mult timp după ce filmul s-a terminat. În ansamblu, Anul Nou care n-a fost este o capodoperă cinematografică, datorită viziunii regizorale a lui Petrescu și talentului excepțional al distribuției sale. Anul Nou care n-a fost explorează un capitol întunecat din istoria României. Filmul servește ca o aducere aminte emoționantă a costului uman al represiunii politice. Surprinde teama și paranoia generalizate care au cuprins națiunea sub dictatura lui Ceaușescu. Rezonanța filmului se extinde dincolo de granițele României, devenind o poveste universală despre rezistență și lupta pentru libertate. Greutatea premiilor, Veneția recunoaște strălucirea. Premiul Leul de Aur acordat filmului Anul Nou care n-a fost este mai mult decât o simplă distincție. Este o dovadă a valorii artistice a filmului și a capacității sale de a rezona cu publicul la scară globală.
Această recunoaștere pune în lumină cinematografia românească, consolidându-i locul pe scena internațională. Pe scena globală, teme universale, recepție internațională. Anul nou care n-a fost, a fost primit cu aprecieri critice încă de la premiera sa la Veneția. Publicul internațional a fost captivat de povestea puternică a filmului. Explorarea temelor precum opresiunea politică, rezistența și natura indomptabilă a spiritului uman a avut un ecou profund. Criticii au lăudat autenticitatea filmului, profunzimea emoțională și interpretările remarcabile. Dincolo de ecran, stârnind conversații, anul nou care n-a fost transcede divertismentul, servind drept catalizator pentru dialog și reflecție. Filmul a stârnit conversații despre importanța amintirii istoriei și a subliniat pericolele represiunii politice. Impactul său se extinde dincolo de ecran, generând discuții despre libertate și drepturile omului. O moștenire în devenire, impact și influență. Acest film nu este doar o poveste, ci o experiență care atinge sufletele și schimbă perspectivele. Anul nou care n-a fost este pregătit să lase o moștenire durabilă. Fiecare detaliu, de la scenariu la interpretare, a fost meticulos gândit pentru a crea o capodoperă. Triumful filmului la Veneția i-a consolidat locul în istoria cinematografiei. A fost aclamat de critic și public deopotrivă, primind numeroase premii și recunoașteri. Povestea sa puternică și temele actuale vor continua să rezoneze cu publicul pentru mulți ani de acum înainte. Filmul abordează subiecte universale, cum ar fi dragostea, pierderea și speranța, care sunt relevante pentru toți. Filmul este o dovadă a puterii poveștilor, reamintindu-ne că, chiar și în cele mai întunecate vremuri, speranța și spiritul uman pot triumfa. Este o sursă de inspirație pentru toți cei care îl vizionează, oferind un mesaj de reziliență și curaj. Impactul său nu se limitează doar la ecran. A inspirat discuții și dezbateri, a adus oamenii împreună și a creat o comunitate de fani devotați. Este un exemplu perfect de cum arta poate influența viața reală. Echipa din spatele filmului a fost dedicată să aducă această poveste la viață, iar eforturile lor au fost răsplătite. Interacțiunile cu fanii și recunoașterea globală sunt mărturii ale impactului profund pe care l-au avut. Anul nou care n-a fost nu este doar un film, ci o experiență transformatoare. Este o poveste care va rămâne cu noi, reamintindu-ne de puterea narațiunii și de capacitatea noastră de a găsi lumină chiar și în cele mai întunecate momente. Noul val românesc, o renaștere cinematografică. Succesul filmului Anul nou care n-a fost este o dovadă a unei tendințe mai ample. Cinematografia românească a cunoscut o renaștere în ultimii ani. Un nou val de cineaști a apărut, captivând publicul cu portretizările lor crude și neînfricate ale vieții contemporane. Aceste filme oferă o perspectivă unică asupra istoriei, societății și condiției umane. Privind înainte, anticipând viitorul. Pe măsură ce Anul nou care n-a fost continuă să fie apreciat la nivel internațional, viitorul cinematografiei românești pare luminos. Succesul filmului deschide calea unei noi generații de cineaști care promite să captiveze publicul din întreaga lume cu vocile lor unice și poveștile lor convingătoare. Lumea așteaptă cu nerăbdare următorul capitol din această mișcare cinematografică captivantă.